Bună dimineața, atelut pe 7 ianuarie. Bună dimineața și la mulți ani tuturor Ionilor și Ioanelor. Hai să trăiți, să trăiți bine. Hai să vedem ce s-a mai întâmplat la băieții ăștia, că s-au întâmplat niște în chestii. Situația de acum, de acum, sau în banul, de la ora 4 UTC, 6 la noi, și meteo e de la 3 UTC, hai să o dăm mai departe, până la 8, da. Ia uitați ce avem noi aici. BeStaven clar câștigător în în etapa asta. Um, locul 2 cine? Ar, cred că da, de se acum. Deși arată pe locul 2 acum la aproape 400 de, mile de de BeStaven, el e prins într un anticiclon aici, vânturi slabe, ia ce vitezare. 7 noduri. auci. Și BeStaven 20 de 20, da de a seară până acum, Bestaven a câștigat 100 de mile. Seară Segan era pe la 270-290 de mile, așa ceva. Și acum era 2373 373. Și încetinește. E blocat aici. Am zis de um, ieri sau de la alte. Unii dintre ei care vor prinde anticiclonul ăsta în față, pf, să lovesc de el ca din zid. Segan e primul. Cine ești? Lewis Burton, da doar dacă ampanează, să meargă spre nord-vest. Și să țină din ampanare în ampanare, în soi de zigzag, așa. Ia să vedem cum ar arăta chestia asta. Așa. După care așa, una scurtă, iarna lungă. Și de aici trebuie să aibă vântul bun. Dar, ne uităm noi îndată și la rotare. Cum îi rutează. Interesant aici, băieții cu pariurile, Ruian cu pariu. Ia să vedem cât, pe cât e acum, pe 4, pe cât ni-l arată. Cred că pe 4. Dar pe 3, la 384 de mine și Ruian la 392 de mine. Deci sub 10 mile în 3, dar Ruian acum este pe 4. Încă nu-i decis dacă, <coughs> nu s-a decis dacă pariu ăla pe care l-a pus el cu ruta de veste câștigătoare sau nu. Cert este că l-a ajuns de la care era pe ruta de est, care venise pe est, pe aici a venit și l-a ajuns. Și să vedem mai departe ce va mai fi. Băieți ăștia, toți plutonul ăsta vor fi blocați de anticiclon dacă anticiclonul nu coboară mai repede. Sau nu ampanează ei să iasă din zona asta de mânturi slabe. Cine a mai trecut? Hornul Claris a trecut și a pus poze faine ieri, iar Armel Tripon e foarte aproape de ea și deja e pe locul 13. face aminte că -ți? cât de mult a avansat. Superb. Roman Tanasio și el vesel astăzi, ca scăpat de furtună. Și mai departe se cheie în continuare în fruntea plutonului ăsta de aici e pe 15 not bad, not bad deloc și Jeremy Beu tot pe 18 n-a reușit să ajungă pe băieții ăștia Samurai Samurai vesel în poze, n-are treabă 21 ia să vedem Samanta Samanta, da la, la adevăște pe Alexia Barie ea face curse ei, ori curs, bravo care husela la Calm finlandez. Și cine mai era în spate, da, destrimun, parcă să Da, destremu. Se pare că a rezolvat more or less, problemele pe care le avea la barca, că nu se mai duce în Australia, văd Bun, ia să vedem noi Meteo acum. ce astea pe băieții. Anticiclonul foarte clar aici și Bestaven are frumos culoare, dar să vedem cum se va comporta depresiunea asta de aici, că vedeți ce când de uh, vântul joase are aici. Dacă se extinde, îi blochează până în țărp. Să vedem pe unde trec. Ia să vedem. Hai să vedem dacă de data asta merge rutașul la UID. Uite că merge. Aha! Frumos! Sega gă... Îi dă rutare cu ampanare, ce am zis mai înainte. Pune să ampaneze. Ia să vedem. Dacă și Burton, da, corect asta. Da. Dar deja, vedeți, anticiclonul s-a dus dincolo de limita zonei de excludere. Deci au vânt și pe aici. Nu atât de bun, dar au vânt. Nu este cum era în periferia anticiclonului. Ia să vedem aici. Suntem mâine după amiază. Ops, Ups. Bestavă încep să dea de greu, uitați. aia de vânt slab barează calea. cale. Și de data asta norocul e de partea celor din plutonul urmăritor. Ăștia au vânt. Primii nu. Ia să vedem. Aici trebuie să aibă vântul foarte slab. Are vântul slab, viteză slabă, reduci. cei doi vor reduce diferența față de el. Hai să vedem mai departe. Asta este sâmbătă dimineața. Sâmbătă la ora 9 Vedeți, distanța e redusă, dintre ei e redusă la jumate deja și Pestavă în are vânt Sâmbătă la 2 după amiază stau în blocat Auci Duminecă Începe să aibă vânt Duminecă după amiază dar distanța mult redusă. Și Bestaven iarăși are un câmp de, de vânt slab în față. Și rutarea merge până... Oh, deja s-a oprit. Suntem luni. Luni ar avea vânt. O să vedem până când merge rutarea. Până când e, funcționează rutarea. Așa. Acum suntem duminică la ora 4. Primii cinci din Pluton fruntaș n-au vânt. Stavon să aibă cel mai mult dintre ei. Tot în față, dar clar cu distanța față de urmăritor redusă. Da. totul încă se joacă. Nimic nu-i băt cuie, Nici măcar podium. Nu în loc întâi, dar nici măcar podium nu-i băt tâncui. Un trei și-l vedea. Hai! La mulți ani încă o dată, Ionilor.